ca rol și ca atmosferă de lucru, mi s-a părut foarte, foarte profesionistă. Mi s-a părut, față de alte proiecte la care am mai participat, mi s-a părut toată echipa mi s-a părut foarte, foarte dedicată și foarte serioasă și în multe momente am avut stări și gânduri care mă duceau la ideea că poate oamenii care fac parte din echipă sunt superiori mie. Pentru că probabil așa și este. În momentul respectiv așa vedeam situația. Mi-a plăcut foarte mult și am fost onorat să lucrez și cu cei tineri și cu Vlad Ivanov. Și cu Daniel Sandu. Daniel Sandu, da. Daniel Sandu m-a surprins din primul moment. Pentru că m-a surprins cu o atitudine foarte sinceră, cu o abordare foarte concretă și corectă și o seriozitate. O seriozitate care e greu de dobândit, mai ales la postura de regizor. De multe ori, seriozitatea este mai puțin artistică, dar seriozitatea e foarte importantă, din punctul meu de vedere, foarte importantă. A fost ușor să empatizez cu personajul, mai bine spus, deoarece și eu, la rândul meu, am avut rebelitățile mele în adolescență, am avut și cadrul școlar destul de strict, la fel cum am fost și în seminar, și am fost și eu îndemnat, la rândul meu, să chiulesc, să găsesc metode pentru a mă exprima mai liber și a face lucrurile pentru pofta mea și sufletul meu. Deși am încercat să fiu serios și respectos întotdeauna, aici e diferența între personaj și mine, eu nu aș putea să ofer lipsă de respect oamenilor sau tinerilor mai mici sau într-o clasă mai mică decât mine. Nu aș putea să îi tratez cu o superioritate nejustă. Pentru că mi se pare că fiecare om merită un respect de la care te aștepți și tu să primești în schimb. Cum ai ajuns tu la rolul ăsta? Adică te pregătești pentru o carieră actoricească? Da. Zine ceva despre tine. Mă pregătesc pentru actorie. Eu acum, momentan, sunt student la Londra. Am terminat anul întâi și o să mă duc înapoi, mă întorc după premieră pentru anul 2. Unde ești student? La Goldsmiths. University of London. E o facultate de arte și acolo mă dezvolt. Și aici, în România, e prima experiență actoricească? Nu e prima experiență. Am mai avut trei roluri în lungmetraje, deși unul dintre ele am fost tăiat la sfârșit. Am avut doar o scenă, a fost tăiată scena ulterior, pentru că era un film de buget mai mare. High Strung a fost bine, un film producție americană filmat în România. Alt film care am făcut parte din distribuție a fost Love by Design, care a fost produs și a avut ca distribuție în rol principal pe Julian Acmani, dacă știți. Acolo am avut un rol secundar, am avut câteva scene și un rol principal în filmul despre viața pionieră a lui Bobby Ponescu. Când era el tânăr la început de viață, în anii 90, după ce a căzut comunismul, și arată toată perioada aia și toată turbulența, toată libertatea și toată neînțelegerea a conceptelor capitaliste. Și făcând școală la Londra, ce aștept să faci? O carieră în afară, o carieră în țară? Aș dori să fac o carieră în afară. Asta ar fi ideal. Și am avut norocul să învăț foarte bine engleza de mic, în cadrul școlii unde se predă numai limba engleză, și cu cunoștința asta a mea a limbii și probabil șansa de a putea lua roluri de etnie nativă englezească sau americană, aș dori să mă duc pe zona aia, pentru că sunt mult mai multe șanse și sunt mult mai multe proiecte și expunerea în același sens, la fel, de mare. Deci vrea să mă găsesc agent la Londra. În timpul liber aș vrea să dezvolt probabil proiecte, dacă am șansa și norocul. Mie îmi place joacă foarte mult. Îmi place să experimentez și să înțeleg personaje noi, situații noi și idei și sentimente